Dragilor, ne jucăm. Ce avem aici? Un pahar. Niște floricele din săpun. Niște frunzulițe. Așa. Și niște săpun tăiat. Este cold process. Plus niște melt and pour. Ce o să facem aici? O să rămâneți uimiți. Turnăm melt. Pulverizăm. După care scufundăm în meltul nostru. Ok. Acoperim cu melt. Suficient. Acum, avem niște frunzulițe care o să le punem cumva doar atârnate. Nu le scufundăm foarte tare în meltul nostru. Punem așa cât mai multe. Sunt convinsă că doamnele care fac tortulețe decorative fac zeci de astfel de frunzulițe. Bun. Și acum eu aș prefera parcă totuși să le pun puțin suport. Și anume stați că vedeți acum. Așa ceva, dar mai mititele. În așa fel încât totuși să știu că au puțină stabilitate. Ok. Una. Să sperăm că îmi încap toate trei, nu mă fac de rușine. Două. Nu am avut trei flori uscate de aceeași culoare, așa că mă descurc cu ceea ce am. Ok. Pentru că la cold process, săpunul făcut la rece, dacă nu se usucă florile, n-ai făcut nimic. Niciodată nu le folosesc până când nu știu foarte bine că e uscată. Bun, mai avem încă o frunză și o punem și pe ea aici. Așa, încă una. Și fixăm cu niște melt. Este de muncă, dragilor, pentru că pentru un astfel de aranjament, da, folosesc pigmenți, nu folosesc culori naturale care să mi se decoloreze în timp. Ăsta o să troneze pe masa de Paști și va fi superb, superb. Ok, turnăm un pic și pe aici, pe mijloc, să se scurgă, în așa fel încât să fim siguri că am sigilat absolut tot. Asta este, de fapt, ideea. Ok. Nu vreau să îmi iese și să dau și pe jos. Sper că nu. Îmi place să mă mai joc și cu așa ceva. Da, 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 da! Și zic eu că a ieșit ceva absolut, absolut minunat. Ia uitați!
Superb, superb, superb. Vedeți cum doar cu puțină imaginație, bineînțeles și cu florile făcute în prealabil, reușiți să faceți ceva făinuț. Săpunul ăsta de dedesubt este un săpun cu spirulină, cafea și oxid de zinc. Un săpun tare fain, dar pe care l-am sacrificat pentru așa ceva. Astea se pot și decupa din, tot așa, din pastă de săpun. De foarte multe ori îmi decupez ornamentele, torn o pastă de săpun foarte subțire și decupez floricelele mele. Multă muncă, multă migală, dar haideți să fim serioși. Ies lucruri cu adevărat, cu adevărat minunate. Asta este tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut tutorialul meu. Nu uitați de un like, de o distribuire pe canalele de socializare, pentru că în felul acesta vede cât mai multă lume. Ceea ce fac eu aici și nu se știe niciodată care dintre rețetele pe care le postez eu pot să ajute cuiva. Dacă doriți să-mi oferiți o cafea virtuală ca semn al prieteniei noastre, o puteți face urmând linkul din descriere, aveți acolo un link prin care puteți să îmi oferiți o cafea virtuală. Bun, cam asta este tot pentru astăzi. V-am pupat!